Bună seara, dragă audiență! Am ajuns la Cricova. Suntem cu domnișoara Sofia și o să ne plimbe, o să ne introducă puțin prin cramă. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la vinăria Cricova! Multe nu vă zic, vreau să vă invit într-un adevărat oraș subteran. Acolo vom avea mai multe stații, urmează să vizităm secția de producere a vinului spumant. Avem un cinema deosebit, la o adâncime de 100 de metri sub pământ. Vom viziona colecția națională, deci o mulțime de lucruri avem de descoperit. Hai să mergem! Probabil ați observat că am parcurs străzi cu denumiri neobișnuite, totodată relevante. Strada Cabernet, aici noi suntem pe strada Dionis, mai departe va fi Chardonnay, Sauvignon, deci Cricova, un adevărat oraș subteran. Străzi, stradele, bulevarde, chiar și semne de circulație. Lungimea totală a acestor galerii este de 120 de kilometri. 80 de kilometri sunt utilizate pentru producerea, păstrarea și maturarea vinului, din celelalte 40. Până în prezent se extrage piatra de calcar. Aici la noi, anul împrejur, indiferent că e vară sau iarnă, temperatura e constantă de 12-14 grade, umiditatea aerului fiind mai mult de 90%. De asta noi și zicem, ne păstrăm bine aici. Forever young and drunk! Deci adâncimea acestor galerii variază de la 35 de metri până la 100 de metri adâncime. Iată că aici noi deja suntem la o adâncime de 50 de metri sub stâncă. De fapt, cu aproximativ 500 de ani în urmă, aici era o mină de extracție a pietrei de calcar. Piatra se extragea manual și înălțimea acestor galerii era de statura unui om. Însă în 47 aici a fost adus tăietorul de piatră, numită mașina lui Galani. A început extracția industrializată a pietrei, astfel că aceste galerii au devenit mai spațioase, așa cum le vedeți astăzi. Urmele mașinii le vedeți pe tavan, pe pereți. Da. De fapt, este un material de construcție, cotileț, a și fost utilizat pentru reconstrucția orașului Chișinău după cel de-al doilea război mondial. Iată de ce în unele cronici veți găsi numit orașul Chișinău Floarea Albă, datorită culorii acestei pietre. Iată că în același an, un grup de vinificatori, în frunte cu Petru Ungureanu, au adus aici primul lot experimental de vin, în urma căruia au observat că sunt condiții absolut favorabile, nu doar pentru păstrarea vinului, ci și pentru maturarea vinului, ce e foarte important. Deci, oficial, Combinatul Cricova, fondat în 1952. De aici începe istoria noastră. După ce are loc procesul de fermentare a vinului la fabrică, arăt în sus, fabrica se află chiar deasupra noastră. Vinul e adus aici, am plasat în aceste recipiente. De exemplu, acolo vedeți niște cisterne metalice destul de voluminoase, în jur de 20 de tone, astfel de cisterne în orășelul nostru sunt 900 la număr. Aici noi păstrăm vinurile tinere de consum curent cu aromele aceste primare, proaspete. Mai vedeți și acele butoaie mari, le numim budane, în prezent joacă un rol decorativ. Nu mai sunt utilizate, au fost utilizate în perioada sovietică, atunci când Moldova asigura întreaga Uniune Sovietică cu vin. Acum noi utilizăm baricurile clasice franceze cu capacitate de 225 de litri. De fapt, un baric este un butoi din stejar cu capacitate de 225 de litri. De ce? Probabil cunoaște că atunci când vinul intră în contact cu lemnul de stejar, devine mai complex în arome, în gust, își capătă o calitate mai înaltă. De aceea, în aceste baricuri, noi maturăm vinurile albe de la 3 luni până la 12 luni. Vinurile roșii sunt maturate până la 2 ani. Deci, vinurile roșii au un potențial de maturare mai îndelungat. Le utilizăm în jur de 4-5 ani, după care sunt înlocuite cu altele noi. În cele vechi maturăm divinul. Știți ce e un divin? Nu știm, aflăm acum. Știu că veniți din România, înseamnă că e un vinar se numit în România, așa am auzit, nu știu cât e de corect. Un vinar, așa? Da. Iată că noi zicem că dacă este un distilat din vin, atunci e un divin și e numit divin. Okay. Vă dați seama, primim o băutură divină, putem să zicem. Da. Deci, termenul de coniac, care are statut de denumire de origine protejată, de aceea utilizăm termenul de divin. Știți, vreau să vă zic că la momentul de față Cricova se specializează pe producerea vinurilor tinere de consum curent, de obicei sunt păstrate în cisterne metalice, așa după cum vă ziceam, vinuri de calitate, serie vintage, prestige, care sunt maturate în baric, la fel noi producem vinuri de colecție din start, sunt maturate în baric, după care maturarea secundară are loc în sticle. Urmează să vizităm colecția națională, să vă zic detalii despre vinurile de colecție și da, desigur că suntem lideri în producerea vinului spumant, metoda clasică, franceză, champenoază, datorită căruia și apare o adevărată șampanie. Deci, vom vizita secția de producere a vinului spumant la o adâncime de 100 de metri sub pământ. Acolo are loc o adevărată magie. O să vă zic în detalii, vă promite și specialiști de aici. O să știți să alegeți un vin spumant de calitate. Așa. Știți, vreau să vă zic că capacitatea de stocare a vinăriei Cricova este de 40 de milioane de litri de vin. În prezent aici sunt în jur de 12 milioane de litri de vin, deci da, vă aflați într-o adevărată lume a vinului, nu degeaba Cricova e considerată așa o perlă. Și miroase. Adică, da. Peste tot miroase vin. De asta da. Și suntem mereu tineri. Da. Deci, da, vreau să vă invit la cinema. Hai la cinema! Ziceam că este un cinema deosebit, nu doar prin faptul că ne aflăm la o adâncime de 100 de metri sub pământ, dar aici, știți, în loc de Coca-Cola avem spumant. Și vreau să vă servesc un vin spumant, este un Crisecco. Cu siguranță ați auzit de Prosecco, iată da. Că noi suntem la Cricova, de aceea e Crisecco. Da. E metoda italiană, șarmant, detalii mai târziu o să vă zic despre acest proces de producere. Aici, soiul nostru autohton, fetească neagră, utilizat, deci vă invit să luați câte o cupă de vin spumant, vă faceți comod, imediat pornesc pe mulețul și da, savurați. Păi, cred că o să dăm așa, că noroc și am să-l miros. Miroase bine. Hai să vedem film acum. Deci, da, iată aici, la o adâncime de 100 de metri sub pământ, are loc o adevărată magie. Noi producem vin spumant după metoda champenoază. Deci, suntem în secția remuaj de gojaj. Ce înseamnă acești termeni? O să vă zic în interior, să aveți grijă să nu atingeți sticle. Este o presiune foarte înaltă în interior. Vă rog să mă urmați. Aici în față vedeți secția de gorjaj. Ne vom întoarce, vă voi zice în detalii despre procesul de degorjare. Acum vreau să vă invit în următoarea secție remuaj. Vă rog să mă urmați. Da. Putem să mergem mai în spate, pentru că acolo avem și o schemă a procesului de rem și o să fie mai... Ok, să filmăm. Vedeți în spate o doamnă, este profesie de remor, o profesie foarte rară în lume. Noi pe aici o să mergem. Deci unde e doamna? Iată, acolo. E acolo, aha. Dumneavoastră faceți procesul de remuaj? Da, se poate? Haideți, suntem norocoși. Ai, ce tare! Da, venim noi la dumneavoastră aici? Haideți. Aici. Ceea ce vedeți acum este un procesul de remuaj. Rotirea sticlelor la o... Deci la o optime din circumferință are loc acest proces pentru a aduce sedimentul pe gâtul sticlei. În detaliu, o să începem cu început, o să vă zic în detaliu despre acest proces. Mulțumim! Mulțumim! Profesionistă, doamnă, să începem imediat. Cu începutul. Da. Vom avea nevoie de o sticlă, dar nu o văd. Oare cea de sus de aici? Este roze. Nu știu, o să se vadă dacă o să arăt la o sursă de lumină. Punem un bec, da, punem o lumină. Pentru că avem acolo niște sticle roze, pot să merg să le aduc. Dar o să vadă așa, se vede. Se vede, da, da se vede. Da. Ok. Deci, da, aici noi producem o adevărată șampanie, deși nu avem dreptul să utilizăm acest termen, dar metoda este champenoise, metoda clasică franceză. Din start se obține un vin liniștit de bază. De obicei sunt utilizate trei soiuri europene, este Chardonnay, Pinot Noir și Pinot Meunier. Deci un vin liniștit de bază este turnat în sticlă la care se adaugă licoare de tiraj. Este un amestec din vin, drojdie și zahăr. Astfel, în interiorul sticlei are loc fermentare secundară. Drojdia consumă zahărul, transformă în bioxid de carbon și într-un sediment. Vedeți acest sediment? Sunt niște drojdii de aici. Uite-l. Da. Se vede? Da, da. Se vede, da. Iată că procesul de fermentare secundară în sticlă durează în jur de 2 luni, timp în care în interior se formează o presiune de 7 atmosfere. De asta și vă ziceam să fiți atenți, nu atingem sticlele. O presiune foarte înaltă, deci de aceea noi utilizăm sticle speciale, iată aceste sticle rezistă la presiunea de 20 de atmosfere. Da. Următoarea etapă, una foarte importantă, este maturarea vinului pe sediment. Deci toate sticlele sunt poziționate orizontal și lăsate pentru minim 9 luni, maxim 5 ani la maturare. Noi am parcurs bulevardul Champagne, ați observat? Da. Iată că în spațiile de vis-a-vis, pe o lungime totală de 7 km, avem 1.500.000 de sticle de vin spumant la maturare. Apoi toate sticlele sunt transportate aici, în secția remuaș, doar aici, în această secție, ați văzut că se ramifică în toate direcțiile, avem 1,5 milion de sticle de vin spumant. Aceste sticle sunt amplasate pe aceste pipitre, deci din start în poziție orizontală, iată așa. Apoi, timp de 2 luni, odată la 2 zile, fiecare sticlă este rotită, optime din circumferință, agitată și ridicată cu un unghi. Ceea ce ați văzut dumneavoastră, procesul de remuaj. Foarte rapid, da, ați văzut. De ce e necesar? Ca acest sediment în totalmente să se acumuleze pe dopul de tiraj. Acest dop este utilizat temporar, mai târziu va fi înlocuit cu dopul de plută. De proces se ocupă specialiștii noștri, remuri, vă ziceam că e o profesie foarte rară, știți, în lume sunt mai mulți cosmonauți decât oameni cu astfel de profesie, în total se numără 1000, dintre care 8 sunt ai noștri. Mare parte sunt bărbați, iată că noi avem încredere în femei. Cred eu că în asta și constă succesul nostru, ați văzut ele la noi elegante, dar foarte puternice, fiindcă pe zi rotesc până la 35.000 de sticle de vin spuman. 2 secunde pentru fiecare sticlă, ați văzut? Da. Se rotește, se agită și se ridică cu un unghi, ți-ar părea totul simplu, însă acest sediment are tendința de a se lipi de pereții interioare a sticlei. De aceea rotația trebuie să fie astfel încât particulele mari să le cuprindă pe cele mijlocii, cele mijlocii pe cele mici, astfel prin rotație, timp de 2 luni, în totalmente să se acumuleze pe dopul de tiraj. Și da, găsesc o sursă de lumină ca să vă arăt cum acest sediment în totalmente, vedeți aici, acest sediment în totalmente este acumulat aici pe dopul de tiraj. Da. Poate mai jos aici o să fie mai clar. E ok, așa. A, da, eu îl văd. Imediat, un pic. Poate găsim și o sticlă care nu are deja unghiul acesta, că se va vedea mai bine, da? Iată aici, de exemplu, se vede mai bine. Da. Așa. Apoi deci se depune în dop. Da. Apoi e necesar să eliminăm acest sediment din gâtul sticlei, de aceea e necesară ultima etapă, se numește degorjaj. Vom merge în secția de degorjaj, o să vă zic despre proces în detalii. Știți, vreau să vă zic, noi producem vin spuman nu doar după metoda champenoise, este și altă metodă de producere, metoda italiană, Sharma. Vă ziceam, ceea ce am servit la cinema este metoda Sharma. Cum ar fi Prosecco, Asti Martini, cu siguranță ați auzit. La noi iată că este Crisecco, după cum v-am zis. Bestsellerul nostru este Lacrima Dulce, același Asti Martini, doar că, da, aceeași metodă de producere. Procesul are loc sus la fabrică și constă în faptul că un vin liniștit de bază nu este turnat în sticle, ci în niște acrotofoare mari. Acolo se adaugă licoare de tiraj, acolo are loc procesul de fermentare secundară, apoi vinul este filtrat cu păstrarea presiunii și îmbuteliat. Deci se omite procesul de maturare a vinului pe sediment de minim 9 luni, proces de remoaș și de gorjaj. E necesar în jur de 6 luni ca să producem astfel de vin. Dacă e să comparăm cu o adevărată șampanie, aici avem nevoie 2 luni obținerea vinului de bază, 2 luni fermentare secundară în sticlă, minim 9 luni maturare, dar este și 3 și 5 ani, apoi 2 luni proces de remoaj, apoi de gorjaj. Deci în total, cel puțin, avem nevoie de 1 an și jumătate ca să producem astfel de vin. Da. Dar se merită, să știți că dacă vom turna un vin spumant după metoda șampenoază în pahar, atunci jocul bulelor va dura 24 de ore. Metoda Charmat în jur de 5-6 ore. Deci calitatea vinului spumant poate fi detectată după aceste bule. Să priviți cum aceste bule pornesc dintr-un punct de jos, se ridică în sus, formând un șirac de perle. Deci 24 de ore puteți să savurați perlajul în acest vin. Se merită. Ca să știți că în fața voastră este o adevărată șampanie, veți găsi indicat pe etichetă vin spumant de calitate. Pe contraetichetă o să găsiți data de gorjări, deci data când a fost eliminat acest sediment din gâtul sticlei și perioada de maturare, fie că este 9 luni, QV Prestige este un vin spumant cu maturare 3 ani pe sediment, deci mai mult de 4 ani ca să fie produs, Grand Vintage, maturare 5 ani, mai mult de 6 ani ca să fie produs. Deci vorbim despre un vin spumant de calitate. Ne mândrim cu acest lucru. Da. Și apropo aici, datorită maturării pe sediment veți găsi niște arome de brioș, croissant, pâine proaspăt coaptă. Deci vorbim despre o calitate superioară a vinului, cu un buchet al vinului. Da, asta vreau să vă zic. Acum vreau să vă invit în secția de gorjaj. Iată ce vreau. Mi-am adus aminte. Un secret, v-am promis să ieșiți specialiști de aici. Știți, să atrageți atenție atunci când procurați un vin spumant la data de gorjării, da? Deci pe contraetichetă. De ce? Fiindcă nu este logic să ținem acasă în așa numita colecția noastră un vin spumant de la nuntă, de 10, 5 ani și așa mai departe. De ce? Fiindcă din momentul în care acest sediment este eliminat din sticlă, vinul începe să-și piardă din perlajul său. Sigur, noi nu vorbim de o perioadă foarte scurtă, dar nici nu trebuie să fie ținut. De foarte multe ori oaspeții zic, am un spumant de la nuntă de 10 ani. Probabil e un vin liniștit, așa e. Adică nu mai are... Da, fiindcă atât timp cât este păstrat acest sediment în sticlă, are loc în continuu autoliza levurilor. Vinul în continuu se îmbogățește cu acest bioxid de carbon și apare acest perlaj foarte bogat, foarte fin, buchetul vinului. Deci da, datorită acestui proces. Da. Interesant. Să mergem în secția de gorjaj, o să vă zic despre procesul de degorjare. Da. Vedeți aici și schema procesului, da? Uite aici, de remoaj. Da. Acolo mai avem, deci avem o intrare, fiindcă poate cunoașteți, la Cricova vin delegații oficiale, de obicei aici suntem mai aproape de Chișinău, suntem norocoși și este o intrare pentru primele persoane, pentru politicieni, diplomați și așa mai departe. Este o intrare așa, o intrare. Mai diferită un pic. Da, dacă doriți să filmăm, putem să mergem, dacă nu, mergem în secția de gorjaj. Dacă s-a specificat, e perfect. Okay. Dar asta e cel mai important, procesul de producere. Da. Culoarea capacilor este aleatorie? Vorbește despre lotul de vin, deci au un jurnal special, ei cunosc deja, remurii noștri cunosc care lot. Ce tip de vin este, cât timp a fost maturat și așa mai departe, ca să diferențiez. Da, sigur, da. Culoarea doapelor. Asta e din lemn. Da. Da. Dacă aveți să veniți mai devreme, apucați procesul de gorjaj. Astăzi toată ziua linia a lucrat. Suntem în prag de sărbători, se lucrează intens acum. aici ne vom opri în fața acestui utilaj. Deci, iată, toate sticlele în poziție verticală, cu gâtul în jos, sunt transportate aici. Aici vedeți un bazin cu o soluție, se numește această soluție. Monoetilen glucol se află în stare lichidă la o temperatură de minus 25 de grade. Gâtul sticlei, în jur de 1,5 cm, este introdus în această soluție și timp de 10 minute acest sediment este înghețat. Apoi sticlele sunt amplasate la unghi de 45 de grade, este eliminat acest dop de tiraj și datorită presiunii din interiorul sticlei, acest sediment la fel este eliminat din sticlă. Se pierde o mică cantitate de vin, în jur de 1%, însă este suplinită în următoarea mașină unde se adaugă licoare de expediție. Dacă e să mă exprim așa în termeni mai simpli, este un vin dulce cu zahăr natural rezidual din strugure. El și va determina ce tip de vin spumant vom avea la final. Probabil cunoașteți, sunt 7 categorii de vin spumant, începând cu brut nature, dozaj 0, de la 0 până la 3 grame de zahăr pe litru. Apoi extra brut va avea 3,6, brut 6,12, extra sec 12,17, sec până la 35 de grame de zahăr pe litru. Deci, dacă aveți în fața voastră un vin spumant sec, e dulceag, să vă așteptați că e dulceag, okay, da? Până la 35 de grame. Demi-sec, demi-dulce și dulce-dulce va avea mai mult de 50 de grame de zahăr pe litru. Da. Sigur, un vin spumant dulce, foarte mică probabilitate să fie după metoda șampenoază. Știți că în Franța se merge până la categoria brut. De cea mai înaltă calitate este considerat brut nature, extra brut și brutul. Nu degeaba extra brutul Blanc de Noir de la Cricova a câștigat 2 medalii de aur. În Franța, un concurs internațional faimos, Effervescents du Monde, deci să câștigi aurul în Franța vorbește despre calitatea vinurilor noastre, ne mândrim foarte mult. Și Berlina Wine Trophy, iarăși medalie de aur pentru astfel de vin, deci da, producem aici vin de calitate. Să mergem mai departe, să vă zic despre proces. Iată aici, în această mașină, se aplică dopul de plută. Vreau să vi-l arăt. Din start are forma unui cilindru, vedeți? Da. Când deschidem un vin spumat, știți că și a forma unei aici perci, își schimbă forma. Da, da. Apoi, în următoarea mașină aici, se aplică sârmulița de protecție muesli. Din franceză se traduce botniță, are 52 de centimetri, 6 rotați. Deci să verificați când deschideți un spumant. Aici... toate sticlele sunt rotite de 6 ori, necesar să omogenizăm, să amestecăm bine vinul. Dar ceea ce vedeți acum este procesul, se verifică ca vinul să fie absolut cristalin. Atunci când avem o sticlă așa, standardă, are loc verificarea aici. Dar aici avem un vin spumant, este un vin spumant, vedeți, cu o sticlă mai specială și... pot să vă rog să aprindeți aici să vedem. E o sticlă mai specială, de aceea are loc procesul aici, fiindcă... E foarte rece. Da. Este bine răcită, vă ziceam despre monoetilen glucol, temperatură de minus 25 de grade. Iată, așa este verificat ca vinul să fie absolut cristalin. Și apropo, observați aceste bule foarte, foarte mici. Vorbește despre calitatea vinurilor, calitatea vinului, deci despre faptul că bioxidul de carbon a fost format în mod natural, anume în urma fermentării secundare. Da. Mulțumim! Mulțumim! Și da, și aici deja sticlele standard sunt verificate la o sursă de lumină. Vedeți, sticlele sunt amplasate apoi în poziție orizontală. Le vedeți, astăzi s-a lucrat. Da. Și de aici toate sticlele sunt ridicate sus la fabrică. Acolo sticla este spălată și etichetată. Așa, un drum lung parcurge. Dacă suntem harnici și însetați, ne sprăvim în câteva minute, da? Cu o sticlă, dar pentru a produce minim 1 an și jumătate. Dar da, se merită, fiindcă într-adevăr obținem un vin de calitate. Acum vreau să vă invit în colecția națională, o să vă vorbesc despre vinurile de colecție și o să vă prezint cea mai veche și cea mai prețioasă sticlă din colecția noastră. De-abia așteptăm să vedem. aici vedeți că mai avem și un mic muzeu subteran, sunt expuse unelte ce ține de vinificație, un teaz de lemn Grecia, secolul III înaintele noastre, un analog al teascului de lemn, aici teascul tradițional moldovenesc, secolul XIX. Până în prezent poate fi văzut în sate cu siguranță. Aici un butoi din stejar, secolul XIX, și dacă observați, pe timpuri aceste inele erau efectuate din lemn. Acum da, știți că sunt metalice. Metalice, da. Și căruța, transportul național, cum fără, până prezent utilizat. Aici avem și o mică biserică, biserica în numele tuturor sfinților de pe meleagurile noastre, o biserică absolut funcțională. Aici tinerii aleg să se cunune, botează copiii și ne bucură acest lucru, e frumos, vreau să aprind. Una absolut deosebită, ne aflăm aici la o adâncime de 50 de metri sub pământ. Pe perete aici, vedeți, este sculptat cum Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, a 7-a s-a odihnit. Vedeți până în cele mai mici detalii și Adam și Eva, cum rău de scorde. Aici vedeți și o zdrobitoare de lemn, da, secolul XIX, dar vedeți că puțin a suferit ea schimbări, în prezent aceeași construcție, sigur nu mai este din lemn, dar per general nu a suferit mari schimbări. Dar arată cam la fel. Da, da. Deci în Moldova fiecare familie produce vin de casă, eu am astfel de tească la casă. Deci o zdrobitoare în teasc. Aici teascul tradițional moldovenesc, secolul XVIII, o dejă de lemn, cunoașteți că pe timpuri strugurii erau zdrobiți cu picioarele, da, și legenda. Așa știm, niște domnișoare. Da. Așa. Da. Așa zice legenda. Am reținut domnișoare. Și legenda, da, din păcate. Amfore grecești erau utilizate pentru transportarea vinului, la fel ca și pentru maturarea vinului. Aici sunt expuse vinuri, de exemplu vinul spumant Grand Vintage, care a câștigat la fel medale la concursul Effervescents du Monde. Este un vin, metoda champenoise, cu maturare 5 ani pe sediment, deci mai mult de 6 ani ca să fie produs, și da, renumitul Crisecco, da. Metoda italiană, charmant. Aici, în stânga. Și vreau să vă invit în colecția națională. O să vedeți, aici este indicat să nu atingem sticlele, știți, aici și praful costă bani și nu glumesc. Știți, da, că vinurile de colecție se vând cu praf așa cum sunt, denotă maturarea vinului. Da. Aveți grijă la trepte. Deci a fost fondată colecția noastră în 1954. În 2002, Combinatului Cricova i s-a decernat cea mai înaltă distincție de stat, Ordinul Republicii, cu un an mai târziu, în 2003, a fost declarată prin lege Patrimoniu Național Cultural al Republicii Moldova. Deci anual suntem vizitați de mii de turiști, aproximativ 90.000. Un număr impunător pentru o țară mică ca Republica Moldova. Și da, printre oaspeți sunt și oameni celebri, de talie înaltă, politicieni, diplomați. Aici veți vedea o mică parte din cei care ne-au vizitat, cu siguranță veți vedea fețe cunoscute. Da. din acești oaspeți s-a pierdut pe 2 zile aici. A, da? Iuri Gagarin, primul cosmonaut, ne-a vizitat în 1966, a rămas impresionat de mărimile beciurilor noastre, de vinurile noastre. Când a plecat, ne-a lăsat o scrisoare, urmează să vă prezint copia acestei scrisori, fiindcă original se află în arhiva noastră, deci da, a venit pe 8, a plecat a doua zi pe 9, aha, zicând că i-a fost mai greu să iasă din beciurile de la Cricova decât să zboare în spațiu. Deci aș zicem, știți, la Cricova vine cine vrea, iese cine poate, să aveți în vedere. Deci, dumneavoastră observați că absolut toate sticlele sunt amplasate în astfel de case. Cază din italiană, ce înseamnă casă. Și vedeți că fiecărei caze îi se atribuie un număr. Acest număr, odată introdus în baza de date, ne va da toată informația despre vinul dată. Anul recoltei, solul de struguri, când a fost îmbuteliat și câte sticle sunt într-o cază. Ți-ar părea la prima vedere că sunt la fel, însă ele diferă. Capacitatea minimă a unei caze este de 400 de sticle. O să vedeți caze mai mari, 1000 de sticle, cu o capacitate de 1000 de sticle. Aici, vedeți, este indicat și anul în care ne aflăm, 2023. Făcută din sticle, zicem că e necesar, știți, aflându-ne la așa o adâncime înconjurați de atâtea sticle, să nu pierdem noțiunea timpului. Da. La fel, dumneavoastră observați că toate sticlele sunt amplasate în poziție orizontală. Acest lucru este necesar. Cunoașteți de ce? Aflăm acum. Vinul trebuie să intre în contact cu dopul de plută, astfel dopul se dilată și nu permite oxigenului să pătrundă în interior, să oxideze vinul, ceea ce, sigur, negativ va influența calitatea vinului. Da. La fel, dumneavoastră veți observa unele caze, deci cu astfel de plăcuțe, aceasta denotă faptul că este o cază privată și aparține persoanei numele căruia este indicat pe această plăcuță. Deci ei achită chiria anual pentru a păstra aici, în condiții absolut favorabile, aceste vinuri. Și da, aici avem o temperatură constantă anul împrejur, indiferent de anotimp, 12-14 grade, temperatura ideală pentru a matura vinurile de colecție. Și umiditatea aerului aici este mai mult de 90%. De aceea o să observați că gâtul sticlei este sigilat cu parafină. Necesar ca să nu pătrundă acest mucegai. Am văzut și spațiile mai mari. Da, 1000 casele mai mari, caze cu o capacitate de 1000 de sticle. Da. Aici pe mijloc avem cea mai notorie colecție din vinoteca noastră, în număr de 2000 de sticle, vinuri din cele mai renumite șatouri, Porto, Bordeaux, Madeira, Moselle, Châteauneuf de Pape. Valoarea unei sticle ajunge la 60.000 de euro. Aici nici măcar nu strănutăm. Și să știți că 60.000 de euro nu e cea mai prețioasă sticlă. Vreau să vă prezint cea mai veche și cea mai prețioasă sticlă. Apropo, a fost menționată în filmulețul de la cinema, Evrescul de Paști. Se află aici pe mijloc. Vreau să vă prezint, să mergem. Da. Aici, pe mijloc, Evrescul de Paști, anul recoltei 1902, în acela an a fost produs într-un singur lot de doar 400 de sticle, în prezent unica în lume, se află aici la noi. În anii 60, un businessman din SUA, un nepot a vinificatorului, propunea $100.000 și 5 mașini Cadillac. Vedeți că am avut curajul să refuzăm. E încă aici. La momentul de față, valoarea ei pe piață este de 500.000 de euro. E încuiată bine? Doriți să o procurați? Nu. Deci, da, e o glumă, sigur, niciodată nu va fi vândută. Cricova, patrimoniu național, e un patrimoniu, al Republicii Moldova, vom transmite generațiilor care vin. Apropo, alături vedeți Ian Becher, probabil ați auzit, se produce până în prezent în regiunea Karlovy Vary, în Cehia, după aceeași tehnologie, în aceeași forma sticlei. De fapt, este o licoare din 27 de ierburi medicinale, la gust parcă ar fi un sirop de tusă. Din start se vindea în farmacii ca un medicament, după care a câștigat popularitate. Acum se vinde ca băutură spiritoasă. O găsiți în orice magazin până în prezent. Și da, vedeți, unele caze sunt libere, acesta denotă faptul că vinurile date sunt deja pe rafturile din magazinele noastre. Dar pentru ca vinul să obțină statut de vin de colecție, este necesar din start să fie maturat în baric, după care maturarea secundară are loc în sticle aici la noi în colecție. Iarăși, nu în fiecare an avem recolta bună pentru vinurile de colecție. Așteptăm anul cu cea mai bună recoltă. Timp de 10 ani poate să fie doar o singură recoltă. Wow. De ce? Fiindcă trebuie să întrunească mai multe caracteristici. Se ia numărul de zile cu soare raportat la numărul de zile cu precipitații. Conținutul de zahăr trebuie să fie la un nivel mai ridicat. Deci sunt multe criterii. Așteptăm anul cu cea mai bună recoltă ca aceste cazuri să fie din nou suplinite. Știți, noi comparăm vinul cu destinul unui om. Se naște, are perioada de maturare, după care moare. Dacă vorbim despre vinurile seci, atunci vinurile albe seci au un potențial de maturare până la 15, maxim 20 de ani. Vinurile roșii seci au un potențial de maturare până la 35 de ani. După se transformă într-un oțet. Deci vinurile din cele mai renumite vinării despre care vă ziceam au o valoare doar istorică, nu și gustativă. Ok, ok. Însă dacă vorbim despre... Deci mitul acela cu cât e vinul mai vechi, cu atât e mai bun, la un moment dat pică, nu? Da. Da, sigur, okay. Vorbim. Deci ajunge la un potențial maxim și atunci este scos în vânzare. Deci vinul de acolo nu se poate bea. E o valoare doar istorică. Da. Apropo, vinul de evreiescul de Paște este e un vin licoros, dulce, un vin de desert. Potențialul de maturare a unui vin de desert este 100 de ani, chiar și mai mult. De ce? Fiindcă avem zahărul și alcoolul, sunt niște conservanți naturali, de deci poate să țină și 100 de ani 100 viața și mai mult. Unei... Se zice că după 100 de ani se transformă într-un jeleu. Sunt multe legende. Eu mă gândesc că o linguriță ne ajunge pentru toți, vă dați nu banii pe care trebuie să-i dăm pentru acea linguriță, dar lingurița, da. Aici, în colecția noastră, avem 1.300.000 de sticle de vin de colecție. Mare parte sunt vinurile roșii, fiindcă au un potențial de maturare mai îndelungat, se datorează taninilor și, da, în mare parte sunt vinurile roșii și cele licoroase. Deci, practic, putem să vedem în magazin cât costă o sticlă de vin de aici? Da. Abia aștept, sunt foarte curios să văd cât costă. Mergem și neapărat vă arăt. Suntem încă în 23, nu ne-am pierdut. Da. Nu știu, ați observat că colecția noastră are forma unui pahar? Vedeți? Uite că n-am observat, acum îmi dau seama, da. Vedeți acolo baza. Da. Aici noi deja suntem pe piciorul paharului. Exact, da. Și aici, vedeți, cupa. Cupa paharului și un pahar plin cu vin și un vin, nu simplu, un vin de colecție. Da. Acum vreau să vă invit în complexul nostru de degustări, cuprinde 5 săli. E mai cald, acolo ne încălzim. Ok. Da, deci vedeți că deși suntem la adâncime de 50 de metri sub pământ, avem o atmosferă foarte relaxantă, plăcută, s-au străduit designerii noștri. Vedeți săli decorate cu vitralii, aici sculpturi în lemn arată anume la aceasta, că reprezintă renumita expresie la botul calului. Cu siguranță este foarte cunoscută. Aici vedeți o scenă barcărută din ograda bunicii cu gura beciului și această masă și scaune joase. Știți de ce erau atât de joase pe timpuri? Nu, de ce? Păi, după degustare e logic să nu cazi de sus. Ah, ok. Vedeți, totul era gândit. Deci, complexul nostru de degustări cuprinde 5 săli pe care vreau să vi le prezint. Prima sală pe care vreau să vă o prezint e sala europeană, aveți grijă. Da. Toate aceste 5 săli sunt utilizate pentru degustări de vinuri. Sala europeană, vedeți că este decorată așa într-un stil gotic cu vitraliile, tehnica Tiffany. Este reprezentată vița de vie în cele 4 anotimpuri, vedeți. Anume această sală mai e numită și sala lui Iuri Gagarin, fiindcă anume aici a fost găzduit renumitul cosmonaut. Aici veți vedea chiar și copia scrisorii care ne-a lăsat-o. Aici vedeți copia scrisorii. Pe scurt, pe scris că aici, în aceste galerii, este un număr mare de vinuri excelente. Probabil cel mai capricios om își poate găsi vin pe placul său. El ne-a dorit să suplinim aceste spații cu medalii de aur și că dacă nu va ajunge metal pe pământ, se obligă să-l aducă de pe lună sau alte planete. A venit, vedeți, jos acolo este semnat. A venit pe 8, a plecat a 2 zi. Pe 9, după cum am zis, i-a fost mai greu să iasă de aici decât să zboare în spațiu. Aici vreau să vă prezint harta orașului nostru subteran, ca să știți cum să ieșiți de aici. Așa. Deci am intrat noi cu dumneavoastră pe aici, am parcurs legenda Plaiului, drumul vinului, am cotit pe strada Cabernet și ne-am oprit pe strada Dionis, prima stație, acolo la butoaie. Apoi Chardonnay, Underground, Firul Areanei, Bulevardul Șampaniei, ne-am oprit noi în secția Remuaj de Gorjaj, unde se produc vinurile spumante. Acum ne-am întors înapoi, suntem aici, aproape de ieșire, dar încă la o adâncime de 50 de metri sub pământ. Iată, în zona roșie aici maturăm și păstrăm vinurile liniștite și zona albastră, acolo unde noi producem vinurile spumante. Este secția maturarea vinului, cele 1.500.000, Remuaj, jumătate de milion și de Gorjaj. Din celelalte zone gri până în prezență extrage piatra de calcar la momentul de față de aici, din strada Underground, și se intră pe partea opusă. Deci în total avem 120 de kilometri de galerii și ați văzut că sunt destul de spațioase. Da. O altă sală pe care vreau să vă o prezint, o vedeți în față. Este sala imensă. Da, sala prezidențială. Atunci când vin delegații oficiale, e necesar semnarea care va înțelege așa într-o manieră mai festivă, are loc aici. Absolut toate aceste săli sunt utilizate pentru degustări de vinuri. O să vedeți chiar dezordine. Aici recent a avut loc degustare de vin. Avem o acustică foarte bună, aici se datorează formei tavanului, deci nu avem nevoie de microfon, perfecția albude în celălalt capăt al mesei. Sala decorată cu 14 basoreliefuri, vedeți 7 de o parte, reprezintă etapele de producere a vinului, 7 de altă deja etapele de consum în formă de muzică și voie bună. Mai este o sală cea mai mică, sala cu șemineu. Din păcate nu o putem vizita, acum are loc acolo degustare, dar e numită sala cu șemineu, fiindcă în centru avem un șemineu absolut funcțional. Lungimea hornului este de 60 de metri. Zice că este în curtea unui gospodar de aici, din Cricova. Noi în străini nu spărăm, știți? O altă sală, vedeți aici, au loc degustări, sala fundul mării, da. Și să știți că această stilistică nu întâmplător a fost aleasă. 11 milioane de ani în urmă, aceste teritorii erau acoperite de Marea Sarmatică și designerii noștri au lăsat aici tavanul așa, fiindcă se văd scoicile, veți vedea scoicile, ce denotă. La mulți ani în urmă a fost un fund de mare aici. Și o altă sală, sala Casa Mare, într-un stil tradițional. Poate... deci după degustare vom putea veni aici să savurăm. Doar o clipă o să vedem unde avem noi degustare și trecem la partea practică. După teorie trecem la practică. Imediat verific. Suntem în sala cu șemineu, cea mai mică, cea mai caldă, în sensul direct și indirect a cuvântului. Vedeți în centru un șemineu absolut funcțional, lungimea hornului 60 de metri, după cum vă ziceam. În curtea cuiva, probabil. Da, unui gospodar. Dar nu supărăm, ne împăcăm bine cu ea. Mai vedeți sala decorată cu aceste goblenuri într-o manieră așa mai abstractă. Noi zicem că după degustare poate fi deslușit ce a vrut să zică autorul, știți. Haideți să încercăm. Vom degusta acum vinuri, trecem la partea practică, da, după care vedem. Da, vă faceți comod? Da. Degustarea vinului poate fi rezumat foarte simplu. La îmi place, nu îmi place, dar odată ce cunoști mai multe detalii, se transformă într-o adevărată plăcere. Și iată că sommelier, de-a lungul timpului, vin cu un șir de recomandări. Ei ne recomandă să servim un vin alb înaintea vinului roșu, cel sec va fi servit înaintea vinului dulce, cel tânăr înaintea vinului maturat. Și în cazul nostru vom începe degustarea cu un vin spumant. Aici avem un spumant după metoda champenoază. Deci un vin spumant de calitate, asta vedeți indicat pe etichetă, un brut roz din soiul nostru autohton, fetească neagră, un brut, ceea ce înseamnă că avem 9 grame de zahăr pe litru. Vă ziceam de categoria brut 6-12 grame de zahăr pe litru, aici avem 12,5% alcool, deci o adevărată șampanie va avea minim 12,5%, dacă vedeți pe contraetichetă 11 nu e metoda șampenoază. De ce? Se datorează fermentării secundare în sticlă. Da, vom ține paharul de picior ca să nu influențăm temperatura vinului. Un vin spumant va fi servit răcit. Temperatura de servire 5-8 grade, dacă este metoda champenoază, mai aproape de 8, fiindcă avem aceste arome terțiare care se derivă din maturarea vinului pe sediment. Calitatea vinului spumant poate fi detectată după bule. Ia priviți aceste bule cum pornesc dintr-un punct de jos, formând un șirac de perle, Cu cât bulele sunt mai mici, cu atât calitate. Ne dăm seama că este de calitate acest vin spumant, fiindcă bioxidul de carbon s-a format în mod natural, anume în urma fermentării secundare. Deci putem savura perlajul acesta 24 de ore, dar nu avem timp, noroc. În Moldova servim pentru noroc. Un perlaj foarte fin, foarte plăcut. Aceste bule nu sunt agresive deloc. Iarăși vorbește despre faptul că este format în mod natural. Deci nu te doare capul a doua zi. O aciditate proeminentă. Îi dă o prospețime acestui vin. E perfect pentru un aperitiv. De fapt, un vin spumant este un vin universal. Este și aperitiv, festiv, digestiv. Deci, într-adevăr, un vin universal. Vom face un exercițiu, vom fi somelie. Deci, următoarele vinuri pe care vreau să vi le prezint sunt vinurile albe seci. Deci, avem două vinuri albe seci. Primul vin pe care îl vom degusta este vinul Viorica, soiul nostru autohton. Este un vin tânăr de consum curent, un vin alb sec cu 12,5% alcool. Probabil ați auzit soiul Viorica, un soi fanion, un component al brandului de țară. De ce? Haideți să-l degustăm și o să înțelegeți de ce. Iarăși avem deja turnat acest vin în pahar, avem și vinul Viorica și vinul Chardonnay, deci haideți să fim sommelier, să găsim paharul în care este turnat Viorica. Deci haideți să... Da. În acel pahar unde veți găsi niște arome florale foarte intense, e necesar să aerați puțin, cu siguranță este Viorica. Într-adevăr, un vin cu arome florale foarte, foarte intense. Atunci când degustăm un vin, avem nevoie de 3 pași. Din start vom analiza culoarea vinului, ne zice foarte multe despre vin, apoi aroma, apoi gustul. Dacă înclinăm ușor paharul pe un fon alb, vom vedea această culoare alb-gălbuie și aceste tente verzui. Ne vorbește despre faptul că este un vin tânăr, nematurat, fiindcă odată cu maturare, vinul alb va deveni mai intens în culoare și va căpăta niște tente aurii. Deci vinurile albe de colecție va avea culoarea chihlimbarului, deci în timp vor deveni mai intense. Vinul trebuie să fie absolut cristalin, să nu conțină niciun sediment. Haideți să aerăm. Deci vinul intră în contact cu oxigenul și eliberează aromele. Să știți că 80% din percepția vinului se datorează aromelor, de aceea nu omiteți acest pas, este foarte important. Alegeți un pahar cu cupa lată, turnați o treime în pahar, necesar ca să pierdem acele 80%. Ce ziceți de aromă? Un nas intens, arome florale, flori de salcâm, flori de soc, flori albe, da? Deci o aromă foarte, foarte intensă. Te duce cu gândul că e posibil să fie un vin dulce, dar nu, e un vin sec. Noroc să-l servi. În gust un vin lejer, în aromă foarte intens, pe când în gust un vin lejer, eu zic un vin prietenos, ușor de băut, ușor de înțeles, ușor de asociat, cu un platou de cașcaval, niște pește, carne albă, o salată, să fie asizonat așa cu un sos ușor sărac din Parmigiano, perfect se asociază, deci o alegere perfectă. Haideți să comparăm cu următorul vin, cu Chardonnay. Deci, dacă aici avem arome florale foarte intense, atunci în vinul Chardonnay 2022, anul recoltei, cu 13% alcool, vom găsi niște arome fructate, de culoare, iarăși. Un vin absolut cristalin, nu se admite sediment, se admite doar în cazul vinurilor de colecție. Vedem aceste tente verzui, ne duce cu gândul la faptul că este un vin tânăr și în arome. Aromele deja fructate, mărul verde, ceva citrice, lime, grapefruit, aroma de agreș. foarte intensă. Un vin proaspăt, un vin tânăr, cu acele arome primare evidențiate despre care vă ziceam, specific, de fapt, vinului tânăr. Noroc să-l degustăm! Aici, în arome nu atât de intens, în gust mai intens, da, găsim aciditatea mai ridicată, deci un gust așa mai proeminent, mai vedem și aceste, după aerare, observați cum aceste lacrimi sau piciorușe, zicem lacrimi de fericire să fie, aceste așa numite piciorușe vorbește despre conținutul de alcool. Cu cât sunt mai proeminente și aici destul de proeminente, le vedem. Roșii necesită o aerare mai îndelungată. În arome să găsim acel buchet cu aromele primare, secundare și terțiare. Un nas foarte intens. Fructele negre de pădure, da, murele, aici da, găsim fructele de pădure. Pruna uscată. Și da, găsim aceste arome terțiare de vanilie, ciocolată, coajă de copac, deci foarte intense, niște arome calde, în gust, un vin extractiv, l-ați gustat. E tare? Un vin extractiv, foarte intens, un post-gust lung. Știți, post-gustul e măsurat în caudali, un caudal egal cu o secundă. Vinurile măreți au până la 30 de caudali. Deci vorbim despre un vin foarte extractiv. Un vin robust, bombastic, gălăgios. Zicem, știți, glass of red wine per day keeps the doctor away. Nu este despre un apple, no. A glass of red wine per day. Deci conține cel mai puternic antioxidant, resveratrolul. Un pahar la cină, ceea ce medicul recomandă. Ne facem sănătoși. Cu un steak la grătar e o minune. Se asociază foarte, foarte bine. Noroc! Taninii, catfelați, e mai stringent, fiindcă aici avem o maturare un an în baric, dar acești tanini nu sunt atât de stringenți, da? Sunt mai rotunzi, mai catfelați, sunt foarte armonioși. Într-adevăr, este un vin de calitate. A câștigat medalie. Berlina Wine Trophy, deci un vin care ne putem mândri. Într-adevăr, e un vin